Aici a fost durere, da. Aici a fost durere, da. Aici dureri mari, da, și aici tot dureri, da, mari. Corect, nu? Da, dar știți cum? Eu când stau în picioare, nu pot stau în picioare. Eu mă duc înainte, știți, cu corul, cu pieptul. Am înțeles. Nu încolta numai bine. Numai nu încordăm bine. Așa, eu controlez. Aici a fost durere, 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 corect? Da. Nu încordăm, liber. Ce s-a întâmplat? Nimic. Ce nimic? Nu mă doare. La durere? Da. Și aici tot durere? Da. Doamne Dumnezeu. Apoi, când este vorba de coloană, trebuie pur și simplu deranjat coloana cum trebuie, știi? În limitele normale. Că am văzut diferite bănci, atunci când este hernie, este contraindicat băncile. Foarte multe persoane care apelează au băncile puse deja de cineva. Adică când este hernie contraindicate, vă repet pentru toți, băncile sunt contraindicate. Relaxăm, liber, aici era durere mare. Și aici tot a fost durere. Da. Liber. Știți unde mă doare, mă doare aici, am, sunt un pic de durere. Ei, poate să fie un pic de durere și normal să fie. Pe lângă tot ce am făcut eu, obligatoriu este necesar să structurați mușchii. În caz contrar, dacă nu se structurează mușchii corect, mușchiul are memorie. Și atunci el trage cum lui a fost comod. Și vă mișcă, îi face iarăși mișcări, ca ochi și în coloană. Ceea ce face îi se comprimă care va terminați nervoasă și terminați pot da și dureri și în organe. Pe lângă ceea că afectează mie,